Întrebarea mi-a fost pusă de domnul Nistor Ișvan și vreau să-i răspund că da, mă bucur că m-a provocat. O să împart pe teme și începem cu Vail. Vailul lucrează, putem să spunem așa, mână în mână cu da. Haideți să vedem de ce. Ce sunt Vail și da? Vail, pentru că dau același lucru, da? Vail, da. Și hai să vedem în propoziții. Ce facem? Vailu și dau sunt de ce? Sunt conjuncții. Și hai să vedem în propoziții ce facem. Vailu și dau sunt de ce? Sunt conjuncții cu dusul verbului în spate în limba germană. Conjuncțiile subordonatoare duc verbul deconjugat la sfârșit. Deci asta se întâmplă. De aceea trebuie să știm care sunt conjuncții coordonatoare și care sunt conjuncții subordonatoare. Dar vailu și da sunt conjuncții subordonatoare. Hai să vă dau un exemplu. Se spune că Vailu se folosește în majoritatea cazurilor după virgulă. Da? Ich esse, da? De ce mănânc? Ich esse, weil ich Hunger habe. Conjuncția este pe locul 0 și să încep cu propoziția secundară, cu da. Încep așa. Da, ich Hunger habe. Ce observați? Pe locul 0 am conjuncția, da? Da, ich Hunger habe. Unde este verbul de conjugat? Vedeți? Pe locul 1 subiectul, cine? Eu. Și după care avem haben. Vedeți? Verbul de conjugat este iarăși ultimul. Unde? Înainte de virgulă. Și acum o să scriu cu altă culoare ca să observați. Iau de aici propoziția și mi-aduc. Ce se va întâmpla? Întotdeauna când încep propozițiile cu o propoziție secundară, care este introdusă prin conjuncție, următorul lucru, propoziția mea principală va începe cu verb. Esse ich. Vedeți? Esse ich. Și subiectul vine al doilea. Deci asta se întâmplă când încep cu început, pentru că deja ne-am învățat că știm a, după conjuncție, da, deci propoziția secundară mi se duce verbul la sfârșit. Nu în toate cazurile, dar în acest caz, da. Vailu și dau sunt conjuncții subordonatoare și atunci ele îmi duc verbul la sfârșit. Dacă vă uitați, propozițiile vail și da, fiind amândouă propoziții subordonate, ce se întâmplă? Amândouă au aceeași topică. Conjuncția pe locul 0, ich pe locul 1, hungarul pe locul 2 și verbul de conjugat pe locul 3, cum ar veni, da?